pe bucernici de cuți și iubiți credincioși. Ne aflăm în Duminica a patra a Triordului și la sfârșitul celei de-a treia săptămâni acestei perioade binecuvântate a anului bisericesc. Ne aflăm în Duminica de dinaintea intrării în Sfântul și Marele Post. În Duminica Iertării, când la slujba vecerniei se și face, se și oficiază, se săvârșește o slujbă specială numită a Iertării. Iar de astăzi, timp de șase săptămâni, vom fi în Sfântul și Marele Post, după care de la Florii, din seara Floriilor, în corul, vom fi în Săptămâna Dumnezeieștilor Plătimiri sau Săptămâna cea Mare. Suntem într-o duminică în care, în fiecare an, pomenim evenimentul izgonirii lui Adam din Rai, care astăzi a fost izgonit pentru păcatul său, păcatul neascultării, iar în Sâmbăta Mare a fost scos de sclavia păcatului și a morții, din chinurile iadului, dezlegat fiind de Iisus Hristos, Cel ce s-a pogorât la iad și de unde El a scos pe toți drepții și sfinții Vechiului Testament în frunte cu Adam. Suntem în Duminica în care am luat aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 6, versetele 14 până la 21, adică 7 versete la număr, și care continuă versetele în care Mântuitorul i-a învățat pe ucenici rugăciunea domnească Tatăl nostru, în care, la un moment dat, se spune și ne ia nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De aceea, Mântuitorul, oarecum, se simte dator să explice în următoarele versete ce înseamnă acest lucru. Spune-mi, de veți ierta păcatele și greșelile oamenilor, vă vor fi și vouă iertate de către Dumnezeu, iar dacă nu veți ierta lor greșelile lor, nici Dumnezeu nu vă va ierta vouă. În pericopa evanghelică de astăzi, în cele 7 versete, Mântuitorul ne expune 3 lucruri esențiale pentru perioada în care ne aflăm. Sau mai bine spus, în care intrăm. Iertarea, primul lucru. Al doilea, felul în care se cuvine a posti. Al doilea lucru. Și al treilea, felul în care trebuie să ne raportăm vis-a-vis de toate lucrurile lumești. Îndemnați fiind de El să nu ne adunăm comori aici pe pământ. Deci unde va fi, unde va fi comoara noastră, va fi și inima noastră. Duminica aceasta este o duminică grea în care este greu să vorbești. Pentru că nu știi ce să faci. Să dai multe sau puține recomandări, sfaturi, sugestii. Este duminica din care sau în care, datorită perioadei în care intrăm, intrăm cu emoții și să dea Dumnezeu să ieșim cu bucurie. Intrăm cu grija zilei de mâine și să dea Dumnezeu să ieșim cu grija zilei de veci. A zilei celei neapuse și nesărate, ce se află în viața cea veșnică și cerească a preasfintei trăimii. Este duminica sau perioada în care, dacă îl întrebăm pe Părintele nostru duhovnicesc ce avem de făcut, Părinte, în această perioadă, cu siguranță El ne va răspunde, acum să faci tot ce ne-ai făcut până acum. Iar dacă până acum ai făcut bun, de aici încolo să faci și mai bun și încă cu asupra de măsură.
Este duminica sau perioada care trebuie să constituie pentru noi un început, care să asigure pentru noi o continuitate, o permanentizare. Dacă acum cu început bun, el trebuie dus și după terminarea postului, nu trebuie să recidivezi și să fii ca înaintea postului sau mai rău decât atât. Ci să evoluezi, să progresezi din bine în mai bine, ajungând până la urmă la căutușul cel duhovnicesc, la dreapta, la starea, la vârsta bărbatului desăvârșit. Perioada în care intrăm superbă din punct de vedere liturgic, cu canonul cel mare, cu demine, cu rugăciunea Sfântului Efrem Siru, cu liturghia darurilor înainte sfințite, cu pavecernița, cu alte slujbe specifice acestei perioade, ar trebui să fie pentru noi o perioadă în care să ne simțim răsfățați. Căci Biserica ne pune la dispoziție toate instrumentele posibile și existente într-o desăvârșirea, sfințirea și mântuirea noastră. Pornind de la faptele bine trupești, faptele bine sufletești, participarea la toate aceste sfinte slujbe, spovedanie, împărtășanie, și mai ales ne învață cum să postim. Nu este greu astăzi să mănânci de post. Că găsești de toate. Dar este greu, este tot mai greu să postești. Pentru că ne aflăm în tot mai multe, în fața a tot mai multe provocări, ispite, curse și obstacole. Nu este greu astăzi să faci o faptă bună. În principiu nu este greu, că toți din mila lui Dumnezeu putem face acest lucru dacă avem puțină dispoziție, o disponibilitate, dar este foarte greu să ierți. Tot mai greu din cauza orgoliilor ce ne copleșesc, a vanității ce ne apasă și a mândriei care ne doboară. De aceea, perioada în care intrăm este una ce ar trebui să fie, practic, plină de provocări, dar de provocări sfinte și adevărate. Și măcar atât să ne propunem din câte ne propunem, sau măcar atât să atingem din câte ne-am dorit, dacă până acum am disprețuit, de acum să nu mai disprețuim. Dacă până acum nu prea am iertat, să încercăm să iertăm mai mult. Chiar să iertăm. Dacă până acum ne-am rugat, cum ne-am rugat, acum de aici încolo să ne rugăm mai mult. Nu e greu să te rogi. Nu e nici ușor. Dar nu e imposibil. Și știm că rugăciunea ne ajută foarte mult. În toată perioada aceasta a stresului cotidian și zilnic, care vine ca un taifun din ori asupra noastră, încât pe unii ne duce la disperare, dacă nu chiar și într-o depresie. Oamenii care se roagă nu pot ajunge în depresie, spun medici lucrul acesta. Am ascultat un interviu cu un medic care a spus: dați-ne mai multe remedii împotriva depresiei. Și a spus: știți, eu nu sunt preot, dar unul dintre cele mai fiabile sau veritabile remedii împotriva depresiei este rugăciunea. Știți dumneavoastră, ați probat, ați verificat, da. Așa încât, dincolo de acest aspect, rugăciunea ne ajută spre echilibrarea noastră, spre așezarea noastră, spre reașezarea noastră, spre liniștirea și spre împăcarea noastră cu noi, cu Dumnezeu și cu semenii. Această perioadă în care intrăm
să dea Dumnezeu să ne ajute să fie pentru noi o perioadă de reflecție și de introspecție în care să ne cercetăm mai mult, ori mai cu deamănuntul. Și să vedem unde ce mai este de făcut, de schimbat, de ajustat, de îndreptat. Este o perioadă pe care Biserica ne pune la dispoziție în fiecare an, căci permanent greșim, și apoi o punem fiecare an, pentru că în fiecare an ne întâlnim și cu alte generații care cresc în Biserică, și ne pune la dispoziție în fiecare an, pentru că Hristos a venit pentru noi, pentru fiecare în parte, pentru noi s-a răstignit, pentru fiecare în parte, pentru noi a murit și pentru noi a înviat. Pentru noi toți și pentru noastră mântuire, pentru fiecare în parte, care unii poate nu mai suntem, nu vom mai fi la anul cei care a fost anul trecut, sau care, sigur, la anul vor fi și alții care, tot așa, în urmă cu un an sau doi, nu erau. Adică ne schimbă, generațiile sunt în curgere, în curgerea lor firească. Și atunci Hristos și Biserica vine în întâmpinarea fiecarei generații și a fiecărui om în fiecare an, ajutându-ne ca în fiecare an, în această perioadă, să mai punem măcar o cărămidă de la temelia cea duhovnicească a zidirii noastre cele cerești, sfinte și veșnice, iar nu pământești și vremelnice. Dacă într-un an ne propunem să ne rugăm mai mult, anul următor, sau dacă anul trecut am făcut aceasta, anul acesta să ne propunem să ne iertăm mai mult, poate în urmă cu doi ani ne-am propus altceva să facem mai mult, milostenie și tot așa, în fiecare an, ne putem propune ceva concret și putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, reuși. Important este să știi care sunt criteriile și principiile după care ne călăuzim și mai ales care sunt prioritățile în viața noastră. Această perioadă Apostolului și a urcușului duhovnicesc, Apostolului celui mare, este pentru creștini o perioadă de încercare. De aceea noi trebuie să înmulțim faptele cele bune, fiindcă vrăjmașul nu doar nici el, ci în competiție cu noi înmulțește ispitele și încercările cele multe. Provocându-ne pe noi la săvârșirea multor fapte rele, pe care probabil mulți dintre noi ulterior le regretăm și pe care n-am fi vrut să le facem. Căci, precum Sfântul Apostol Pavel, spunem și noi, nu binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl săvârșesc. De aceea, această perioadă este una de luptă în câmp deschis. De război duhovnicesc și de luptă duhovnicească în ring. Putem spune că uneori este chiar fizic, corp la corp, lupta cu vrăjmașul și cu răutățile viacului acestuia. Lupta pe care nu o ducem singuri, nu o purtăm singuri, fiindcă nu suntem vrednici în starea a o duce singuri, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Veți vedea, vom vedea, că și anul acesta, în această perioadă, ca și în anii trecuți, vor apărea tot felul de încercări și de ispite. Din toate părțile. Și în casă, și în familie, și la serviciu, și în societate. Noi să ne aducem aminte în ce perioadă suntem, ce statut avem, cui ne rugăm, cui ne închinăm, cui ne adresăm și la cine ne raportăm.
Și atunci, dincolo de toate dificultățile și obstacolele și încercările din această perioadă ce se vor abate asupra noastră, să înțelegem că dincolo, că deasupra lor este Hristos, Biruitorul morții și Născătorul vieții celei veșnice și fără de sfârșit, a veacului ceva să vină. Perioada aceasta este potrivită pentru evaluarea noastră, pentru analiza noastră foarte sinceră, la sfârșitul căreia, cum spuneam, să ieșim bucuroși și să realizăm că avem tot mai puține regrete. Foarte greu și apăsător este asupra cugetului omului atunci când îl apasă tot felul de regrete. Când îți simți conștiința încărcată cu tot felul de necazuri, de neputințe, de eșecuri sau insuccese pe care nu ai știut cum să le gestionezi, cum să le depășești și care foarte ușor se transformă, se pot transforma în niște regrete care te pot urmări foarte mult timp și care te pot afecta foarte mult. Această perioadă poate fi una curățitoare, a fi indicat să fie una curățitoare de toate aceste regrete. Îți vine omul și spune, Doamne, n-am pace, n-am liniște, uite, mă frământă cu tare și cu tare lucru, îmi pare rău de cu tare, de cu tare lucru. Și aceste regrete să nu fie doar, mai ales, dar nu doar, când vii, atunci când vii la scaunul spovedaniei, ci ele să fie tot timpul monitorizate, dacă vreți, și să vedem ce trebuie făcut spre a le îndepărta, spre a le detașa, ori debarasa de ele și spre a nu ne mai întâlni cu ele niciodată. Bună oară, să plecăm de la izvor la vărsare, de la cauză la efect. Să vedem cine, ce, unde și când au produs toate aceste regrete. Mulți dintre noi, sărmani, nu mai avem puterea, o capacitatea să fim veseli, bucuroși, după cum ne atenționează însuși Mântuitorul în pericopa evanghelică de astăzi, că atunci când postim, și nu numai atunci, dar vorbim exprem de această perioadă, să nu fim triști, ci să ne ungem fața noastră și ea să fie luminoasă, senină și rapioasă. Însă nu putem face acest lucru de multe ori, avem această neputință sau incapacitate din cauza regretelor ce ne apasă, care constituie un stres permanent în mintea, în sufletul și în cugetul nostru, în sufletul și în viața noastră. Și atunci un om sărman l-a apăsat de multe griji, necazuri, probleme și regrete, nu mai are când, nu mai are timp să și zâmbească, să se bucure și să fie veselă. Pentru că este împresurat de griji, încovoiat de nevoi, afectat de păcate și copleșit de regrete. Și iată vine această perioadă ca un remediu tămăduitor și vindecător duhovnicesc, care ne poate pe noi izbăvi de toate aceste neputințe și vulnerabilități care au ajuns să trăiască împreună cu noi și noi împreună cu ele, să conviețuim la oaltă. În această perioadă sau din această perioadă și după această perioadă, e bine să mai reținem un aspect. Noi să ne știm locul nostru.
dar pe al nostru să-L știm foarte bine. Și să ne facem datoria în dreptul și în locul nostru. Datoria față de Dumnezeu, care este practic față de noi, nu față de El. Datoria față de noi, care este spre binele nostru. Și datoria față de semenul și aproapele nostru, care este tot spre binele nostru. Sigur, și spre binele Lui, dar până la urmă toate sunt înspre binele nostru. Înspre folosul nostru, înspre zidirea noastră. În această perioadă și din această perioadă, bine este a ști noi că suntem de nelocuit, dar că totuși avem locul nostru bine stabilit. În istoria mântuirii neamului omenesc, că Hristos a venit pentru noi, pentru fiecare, fiind persoane unice și irepetabile, și că vrea ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. În această perioadă sau prin această perioadă începând, bine este să fim, cum spuneam, altfel decât am fost până acum. Și asta se poate. Oricâte ispite și obstacole și încercări am întâmpina, se poate. Să putem să ieșim din această perioadă drepți și îndreptați. Bucuroși și luminoși. Radioși și senini. Curățați de toată zbura ce a stat asupra noastră până la intrarea în Sfântul și Marele Post. Adică să înțelegem că odată cu învierea lui Hristos se petrece și învierea noastră. Numai să o vrem. Să o primim. Să o așteptăm. Să ne-o dorim. Să o cerem de la Dumnezeu. Care, iată, ne oferă nouă în dar, gratuit. Numai să spunem, da, Doamne, vină, Doamne, și odată venit, rămâi cu mine, ca astfel cu tine să le duc pe toate, să le depășesc pe toate, să le gestionez pe toate, să fiu de folos acolo unde sunt, semenilor mei, familiei, comunității din care fac parte, să înțeleg venind la biserică, la Sfintele Slujbe, cât sunt de însemnate toate imnele de pocăință ce se cântă în canonul cel mare a Sfântului Andrei Pirdeanu, sau cât de superbe sunt troparele de umilință ale Sfântului Efrem Sir din rugăciunea lui însoțită de metanii și de pocăință. De căință, de părere de rău și de regretul pentru păcatele sau regretele pentru păcatele pe care le-am săvârșit. Și înțelegând cât de apăsătoare pot fi regretele asupra noastră, să încercăm și sigur să și reușim să scăpăm de păcate, fiindcă atunci vom scăpa și de regret. Și altfel ne vom odihni, și altfel vom trăi, și altfel vom vedea lumea pe Dumnezeu, pe seminii noștri, și altfel ne vom vedea și pe noi înșine, în lăuntrul și în interiorul nostru. Această perioadă superbă a anului bisericesc să fie pentru noi tinda Raiului, pridvorul împărăției, care apoi să ne ducă în Rai și în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.